ziua. Numele meu este Claponiu Onoș Mădălin, sunt elev în clasa 6 la școala gimnazială Domnești și astăzi voi recita poezia Iisus în celulă de Radu Gir. Azi noapte Iisus mi-a intrat în celulă, oh, ce trist și ce înalt părea Crist. Lunea venea după el în celulă și îl făcea mai înalt și mai trist. Mâinile lui păreau crin pe morminte, ochii adânci ca niște păduri, luna îl bătea cu argint pe vesminte, argintându-l de mâini vechi spărturi. Uimit, am sărit de sub pătura sură. De unde vii, Doamne? Din ce veac? Iisus a dus linul deget la gură și mi-a făcut semn ca să tac.